Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul nostru de azi, cum s-a născut drumul mătăsii, cea mai extinsă rețea de rute comerciale de pe continentul asiatic. În anul 141 înainte de Hristos, împăratul Wu a urcat pe tronul Imperiului Chinez. Wu a fost al șaselea împărat al dinastiei Han și e considerat unul dintre cei mai importanți împărați a Imperiului Chinez. Împăratul Wu a întreprins reforme majore pe plan intern, centralizând și eficientizând administrația puternică a Imperiului. Pe plan extern a inițiat una din cele mai mari expansiuni teritoriale din istoria Chinei. În acest moment nu știau, dar dădeau naștere cele mai importante rute de comerț mondial, drumul mătăsii. Originea drumului mătăsii, mai exact sub guvernul său, a fost întreprinsă o expansiune ambițioasă către Occident. Au fost două motivații care au condus această expansiune teritorială. Pe de o parte, una de natură militară și pe de altă parte, una de natură comercială. Timp de secole, Imperiul a suferit la granița de nord și de nord-vest din cauza hărțuirii triburilor de stepă, care au atacat teritoriul chinez și au jefuit în mod cronic. Împărații Han, înainte de Wu, dezvoltaseră o politică de liniște cu triburile nordice, mergând chiar atât de departe încât să le plătească tribut. Această politică defensivă s-a schimbat sub guvernul Wu. Noul împărat era hotărât să evite această amenințare constantă. În acest scop a fost planificată cu atenție o ofensivă militară ambițioasă împotriva barbarilor. La acea vreme, principala amenințare barbară era reprezentată de Xiongnu, cunoscut și sub numele de Huni. Acești Huni erau o confederație de triburi de stepă cu obiceiuri nomade și origine mongolă și turcă. Hunii și-au extins progresiv teritoriile și apăsau granița de nord a Imperiului Chinez. În plus, din 180 înainte de Hristos, ei reușiseră să se stabilească la granița de nord-vest a Imperiului Chinez. Mai exact, ei invadaseră coridorul Gansu și de acolo controlau întregul bazin al Tarimului. Ocuparea bazinului Tarim, actualul Xinjiang, de către Huni a avut două consecințe. Pe de o parte, cavaleria Hună putea să facă raiduri din câmpiile Tarim pe flancul de nord-vest al Imperiului, nepăzit și fără un zid de apărare. Pe de altă parte, ocuparea Tarimului de către Huni a blocat rutele comerciale incipiente care făceau legătura cu Occidentul. Deschiderea drumului mătăsii. Planul împăratului Wu avea două scenarii. Unul spre nord, unde obiectivul era să împingă pe Huni înapoi în stepă, celălalt cadru era la nord-vest, în bazinul Gansu și Tarim, unde strategia chineză spera să învingă pe Huni și să-și recapete comunicațiile cu Occidentul. Guvernul chinez a fost interesat să deschidă această rută în siguranță pentru comerț. Încă din secolul al II-lea înainte de Hristos, oficialii chinezi au calculat că beneficiile economice pentru imperiu ar putea fi semnificative. China ar putea beneficia de pe urma exportului de artizanat, arme, tehnologie și articole de lux, cum ar fi mătasea către Occident. De asemenea, ar putea importa materii prime și cai pentru uz militar. Înainte de a începe campania militară împotriva hunilor, în anul 138 înainte de Hristos, împăratul a decis să trimită o misiune diplomatică în Occident. Mica expediție de aproximativ 100 de oameni a fost condusă de un ofițer pe nume Zhang Qian. Acest tânăr ofițer a jucat într-una dintre cele mai legendare epopee din istorie. Misiunea lui Zhang Qian a fost să traverseze teritoriul inamic și de-a lungul bazinului Turim pentru a ajunge în Valea Fergana. Acolo el urma să ia contact cu foștii aliați, Yue Zi, care s-au stabilit acolo după ce au fost învinși de Hun la Gansu. Zhang trebuia să transmită împăratului Yue Zi oferta unei alianțe militare. Împăratul le-a făcut cunoscut planurile sale de război împotriva hunilor și le-a căutat sprijinul printr-un atac coordonat dinspre vest. În acest fel, hunii ar fi fost atacați pe două fronturi în același timp. A fost o misiune diplomatică delicată pe care Zhang a abordat-o cu energie. Cu toate acestea, lucrurile au mers prost de la început. La scurt timp, după ce au intrat pe teritoriul inamic, detașamentele lui Zhang și-au pierdut drumul și au fost descoperite de patrulele hune. Au organizat o ambuscadă și au capturat. Zhang Qian și supraviețuitorii expediției sale au fost înrobiți de huni, dar n-au mărturisit niciodată obiectul misiunilor. După 11 ani de captivitate, Zhang și unii dintre oamenii săi au reușit să scape de răpitorii lor. În loc să se întoarcă în China, Zhang a evadat în veci și a decis să-și continue misiunea. Posibil, zborul său
spre vest și-a indus în eroare urmăritorii care trebuie să fi crezut că va încerca să se întoarcă în China. În marșul lor spre vest, Zhang și oamenii săi au ocolit deșertul Taklamakan și bazinul Tarim de-a lungul unei cărări la nord de munții Tian Shan. Mai târziu, acest drum va fi cunoscut drept traseul de nord al drumului Mătăsii. După săptămâni de călătorie, în 127 înainte de Hristos, Zhang și oamenii săi au ajuns în Valea Fergana, la capătul vestic al bazinului Tarim. Când Zhang și compania sa au ajuns în Valea Fergana, s-au trezit în tânărul regat Daiyuan. Regatul tocmai devenise independent de marele regat greco-bactrian, 250-125 înainte de Hristos, care ajunsese până în India și se afla în ultimele etape de descompunere. Acolo au găsit o civilizație necunoscută până acum de chinezi. După cum Zhang a descris-o mai târziu, a fost o civilizație urbană sedentară cu o dezvoltare asemănătoare Chinei. Zhang a estimat populația acestei civilizații la aproximativ 1 milion de oameni care trăiau în orașe cu ziduri sub conducerea unor regi mici sau magistrați. Zhang descria societatea greco-persană care se stabilise în Asia Centrală, în Bactria și Sogdiana, de la invazia lui Alexandru cel Mare cu 2 secole mai devreme. A fost prima dată când aceste două societăți importante, cea elenă și cea chineză, s-au întâlnit față în față. În Daiyuan, Zhang și oamenii săi au fost aduși în fața regelui. Monarhul le-a oferit ospitalitatea sa și i-a ajutat să ajungă pe teritoriul unde Yuezi se stabilise mai la vest. Yuezi sosiseră în regiune în jurul anului 160 înainte de Hristos. Ei veniseră fugind din est după înfrângerea lor de către huni. Yuezii erau un popor indo-european nomad cu obiceiuri asemănătoare cu cele ale hunilor. Când Zhang a sosit în regiune, Yuezii erau stabiliți în ținuturile dintre Bactria și Sogdiana. Zhang le-a prezentat oferta împăratului de o mare alianță pentru a lupta cu hunii și a alungat din bazinul Tarim. Totuși, regele și consilierii săi au cerut timp să se gândească la asta. Odată cu trecerea timpului, Zhang a avut ocazia să călătorească și să vadă Bactria și Sogdiana, actualul nord al Afganistanului, sudul Uzbekistanului și Tajikistanul. Zhang a fost uimit de cantitatea de produse chinezești care au fost consumate acolo. În cele din urmă, după un an de așteptare, Zhang a primit un răspuns nu de la Yuezi. Yuezi nu avea încredere în succesul alianței cu China. Mai exact, se temeau de represalii din partea hunilor împotriva lor. După un an de așteptare și eșuând în misiunea lor, Zhang și oamenii lui au decis să se întoarcă în China. La întoarcere au decis să ia drumul sudic care ocolește deșertul Taklamakan. Cu toate acestea, soarta i-a pus din nou la încercare. Din nou au fost capturați de huni care i-au silit să facă muncă forțată. De data aceasta, captivitatea nu a fost atât de lungă. La aproximativ un an după ce au fost capturați, șeful hun care îi ținea a murit și a izbucnit o luptă internă în cadrul tribului pentru succesiunea la putere. Profitând de confuzie, Zhang a scăpat din nou și a reușit să se întoarcă în China. În anul 126 înainte de Hristos, expediția lui Zhang a apărut în capitala Chang'an în fața curții împăratului Wu. La 13 ani de la plecarea lor, dintre cei 100 de oameni din expediție, doar 3 s-au întors: Zhang Qian, ghidul său Hun și soția lui Zhang. Deși misiunea diplomatică a fost un eșec răsunător, Zhang a fost răsplătit de împărat cu un grad de înalt demnitar al Imperiului. Informațiile colectate în toți acești ani în Occident au fost foarte valoroase și au avut un impact profund asupra instanței. Din călătoria sa în Occident, Zhang a adus înapoi alimente necunoscute încă de chinezi, precum strugurii, morcovii, usturoiul sau susanul. Cea mai apreciată descoperire la acea vreme de către împărat a fost o nouă rasă de cai. Așa numiți cai cerești erau mai ușor, mai puternici și mai înalți decât caii mici din rasa mongolă sau chineză. Arecaballo în spaniolă. Armata chineză îi aprecia foarte mult și credea că acești cai ar putea oferi un avantaj în războiul împotriva hunilor, așa că Imperiul Chinez a fost interesat să importe masiv alături de lucernă, planta furajeră cu care erau hrăniți. În timp ce Zhang Qian era încă pierdut în călătoria sa, curtea imperială nu renunțase la găsirea unei rute comerciale spre vest. Dispariția expediției lui Zhang descurajase curtea Han, care credea că ruta Tarim era impracticabilă din cauza blocadei exercitate de huni.
Cu toate acestea, până în 135 înainte de Hristos, un oficial de frontieră pe nume Tang Meng reușise să-l convingă pe împărat să trimită o expediție de explorare în sud-vest, deoarece avea rapoarte despre o activitate comercială semnificativă în acele teritorii. Această rută de sud a căutat să traverseze ceea ce este acum Sichuan și Birmania pentru a ajunge în nordul Indiei. Rapoartele lui Tang Meng vorbeau despre exportul de produse chinezești, precum bambusul și mătasea pe acea rută. Evaluând dificultățile pe care le mai prezenta traseul nordic, amenințat în mod constant de Hun, s-a trimis o expediție pentru stabilirea acestei rute comerciale sudice, care trebuia neapărat să existe. Expediția chineză a reușit să-și stabilească controlul asupra rutei prin Sichuan. Cu toate acestea, n-a reușit să meargă mai departe. Nici avamposturile din Sichuan n-au rezistat mult timp. Instituția chineză a trebuit să se retragă din regiune din cauza dizidenței locale, care n-a tolerat ocupația chineză. Aceste revolte au avut loc în același timp în care împăratul își deschidea ostilitățile împotriva hunilor din nord. Necesitatea concentrării forțelor pe frontul de nord a impus o strategie de retragere în sud. An mai târziu, când victoriile împotriva hunilor au permis acest lucru, armatele chineze au anexat definitiv Sichuanul. Cu toate acestea, expedițiile trimise spre sud pentru a găsi ruta către India au dat peste jungla densă birmaniană și n-au putut să o traverseze. După mai multe încercări nereușite, această potențială rută comercială de sud-vest a fost abandonată până mult mai târziu. În 119 înainte de Hristos, armatele chineze înainteau victorioase, iar hunii fuseseră alungați spre nord, spre deșertul Gobi din Mongolia interioară. Acest lucru a permis Imperiului să câștige o fâșie importantă de teritoriu nord care a împiedicat incursiunile hoardelor. De asemenea, a permis repararea sectoarelor zidului de apărare care fuseseră avariate. Ofensiva din nord-vest a început în anul 127 înainte de Hristos, când fuseseră deja obținute victorii importante împotriva hunilor din nord. Aceste victorii au făcut posibilă concentrarea forțelor în bazinul Tarim. Cu această ofensivă în nord-vest, Imperiul spera să-i strămute pe huni din regiunea Tarim și astfel să deschidă definitiv ruta comercială către Occident. Chiar în momentul acestei campanii împotriva hunilor, în 126 înainte de Hristos, Zhang Qian a apărut în fața curții împăratului după călătoria sa fabuloasă. În cele din urmă, în anul 121 înainte de Hristos, generalul chinez Huo Qubing a reușit să cucerească coridorul Gansu și să pătrundă în bazinul Tarim înaintând spre nord-vest. Din Gansu s-au ramificat cele două drumuri pe care Zhang le-a folosit pentru a ajunge la și dinspre vest. Erau două rute alternative care puteau facilita comerțul dintre China și regatele din vest. Pornind de la coridorul Gansu, primul avea să călătorească la nord de deșertul Taklamakan, trecând prin munții Tian Shan și celălalt spre sud prin primele dealuri ale lanțului muntos Pamir. Pe drumul spre nord, la Juyen, a fost stabilită o importantă așezare comercială și militară chineză. Au fost demarate și lucrări de fortificare care au urmărit extinderea Marelui Zid de la nord la vest cu un nou tronson lung de 400 de kilometri pentru protejarea traseului. Cu toate acestea, aceste lucrări aveau să dureze și pozițiile chineze nu erau încă suficient de puternice, așa că le era teamă de contraatacuri hune. În acest moment, Zhang a intervenit din nou în fața împăratului propunând un plan. În raportul său de călătorie, Zhang descria povestea interioară a Wusunului. Acesta era un popor nomad de origine indo-europeană care locuia într-o zonă a văii râului Ili, la nord-vest de bazinul Tarim. Wusun s-a aliat cu hunii pentru a-i alunga pe Yuezi în trecut. Cu toate acestea, în prezent, relațiile dintre ei nu erau bune. Zhang a propus să caute un acord prietenesc cu Wusun de același tip care a fost căutat cu Yuezi pentru a lupta cu hunii. Curtea Chang'an a acceptat propunerea lui, iar Zhang a fost trimis într-o expediție diplomatică. În jurul anului 115 înainte de Hristos, Zhang a pornit spre vest cu o expediție de aproximativ 300 de oameni prin coridorul Gansu. Expediția avea o misiune diplomatică și transporta daruri de valoare, precum aurul și mătasea, pe care să le livreze șefilor triburilor recent eliberate de sub dominația hunilor și cu care doreau să stabilească
legături de prietenie. Aceste triburi erau de origine indo-europeană și s-au înființat în jurul oazelor care mărginesc deșertul Taklamakan. Oazele erau parcurse în mod regulat de caravanele comerciale care făceau traseul dintre est și vest. În cele din urmă, Zhang a ajuns pe teritoriul Wusun și a transmis o ofertă de alianță cu Imperiul. Cu toate acestea, ca și Yuezi, Wusunul nu a acceptat oferta și n-a vrut să participe militar împotriva hunilor. Zhang a reușit să stabilească doar relații de prietenie cu ei, care n-au dat roade pe deplin decât decenii mai târziu. În 106 înainte de Hristos, Imperiul Chinez și Wusun au aranjat o serie de căsătorii între ambii, care au pecetluit în cele din urmă alianța împotriva hunilor. Din cei 300 de bărbați care îl însoțeau, Zhang a trimis câțiva emisari în diferitele regate mai la vest, pe care le vizitase în prima sa călătorie. Scopul a fost de asemenea să stabilească relații permanente cu ei acum că ruta era liberă de interferența hunilor. Delegațiile au avut succes, iar mai târziu la curtea chineză au ajuns reprezentanțe diplomatice din regatele Bactria și Sogdiana. A fost începutul unui drum și venirea misiunilor oficiale, care a avut ca rezultat o intensificare a comerțului între est și vest. S-a născut drumul mătăsii. Dar nu totul a fost perfect. În timpul acestor ambasade au existat și neînțelegeri. Cel mai grav a avut loc atunci când împăratul Wu a cerut noilor săi parteneri din Daiyuan, Bactria și Sogdiana să mărească numărul de cai pentru a furniza armata chineză, care încă făcea campanie împotriva hunilor. Potrivit cronicilor chineze, regele Daiyuan a refuzat cererile Chinei și l-a ucis și deposedat pe trimisul chinez pentru negociere. Această afacere umbroasă a declanșat un război între regatul Daiyuan și Imperiul Chinez. Când vestea despre ceea ce s-a întâmplat a ajuns la Chang'an, împăratul a fost furios și a trimis o armată împotriva lui Daiyuan. În anul 104 înainte de Hristos, generalul Li Guangli a pornit cu o armată de 6.000 de cavalerie și 20.000 de infanterie. A parcurs și 1.500 de kilometri de-a lungul coridorului Gansu și Tarim și a stat în fața zidurilor capitalei Daiyuan, Alexandria Iskait, actualul Kujand, orașul care a fost fondat de Alexandru cel Mare. Cu toate acestea, atacul lui Li Guangli nu a avut succes și a fost forțat să se retragă, părăsind Valea Fergana și refugiindu-se în Juyen. Acolo Li a așteptat întăririle care trebuiau să sosească din China. În 102 înainte de Hristos, o a doua campanie împotriva lui Daiyuan a fost începută. De data aceasta, armata chineză a avut de două ori mai multe trupe decât cu ocazia anterioară. După un asediu de 40 de zile al orașului, nobilii din Daiyuan au decis să se predea. Ca un gest de bunăvoință au trimis capul regelui lor lui Li Guangli. Mai mult au fost de acord să furnizeze chinezilor toți caii pe care i-au cerut. Au plătit un tribut de 3.000 de armăsari și 1.000 de iepe. De asemenea, au promis că vor trimite câte 2 armăsari în fiecare an. Li a acceptat înțelegerea în numele împăratului și l-a numit pe unul dintre nobili ca nou rege al Daiyuanului. De atunci, Valea Fergana a fost sub tutela Imperiului. La întoarcerea în China, șefii triburilor Gansu au acceptat și suzeranitatea împăratului. Li a stabilit garnizoane militare de la Gansu la Fergana, în ceea ce aveau să devină regiunile vestice ale Imperiului Chinez. În anul 53 înainte de Hristos, chinezii au reușit să-și întărească și mai mult pozițiile în Asia Centrală. După negocieri, regele hunilor din regatul sudic a acceptat să fie vasal al împăratului Chinei. Dominația hunilor era în declin brusc. Imperiul Chinez a profitat de situație și s-a extins mai spre vest. Armatele chineze au ajuns la Sogdiana și au învins ceea ce a mai rămas din armata hună de acolo. Astfel, aproximativ de la mijlocul secolului I înainte de Hristos, drumul mătăsii era complet ferit de incursiunile hoardelor. O rețea extinsă de garnizoane chineze asigura tranzitul în siguranță al mărfurilor din Asia Centrală către China și invers. Dar traseul nu s-a încheiat în Asia Centrală. Până în 110 înainte de Hristos, delegațiile diplomatice chinezești ajunseseră în regatul Partic, iar regele Mitridates al II-lea a trimis ambasador în China ca răspuns. În consecință, când 50 de ani mai târziu, în anul 53 înainte de Hristos, consulul roman Marcus Licinius Crassus
A trecut Eufratul pentru a cuceri Parția, a fost uimit să descopere o țesătură nouă, strălucitoare, moale și minunată. Câteva decenii mai târziu, cele mai bogate familii din Roma s-au îmbrăcat în țesătura prețioasă. Era mătasea care a sosit din China. Influența și bunurile culturale din Orientul Mijlociu și India au ajuns și ele în China și au fost de mare importanță. Prin drumul mătăsii, budismul a ajuns în China din India în secolul I după Hristos, pe lângă multe alte inovații. Prin urmare, pe tot parcursul secolului I înainte de Hristos, relațiile comerciale ale Chinei s-au extins în Asia Centrală, Orientul Mijlociu, India și Marea Mediterană. Odată deschis drumul către Orientul Mijlociu, mărfurile aveau mai multe rute comerciale care fuseseră dezvoltate de greci, arabi și indieni în direcția Mediteranei, Mării Roșii și Indiei. Aceste ramuri ale drumului mătăsii mergeau de la Antiohia până la Pamir și peste Marea Roșie până la porturile Barigaza și Musiris, India, precum și îndepărtatul port Katigara, Indonezia, din Oceanul Indian. Acest moment istoric corespundea unui val de globalizare care a conectat cele mai populate teritorii ale planetei. Drumul mătăsii a fost cea mai extinsă rețea de rute comerciale de pe continentul asiatic, care a fost parcursă de negustori din secolul I înainte de Hristos. Rutele comerciale legau China cu Asia Centrală, India, Persia, Arabia, Siria, Turcia, Europa și Africa. Numele său provine de la mătasea, care a fost produsul vedetă ce a fost exportat din China. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!